La șineul Silvaniei, mii de copii de la școlile și grădinițele din oraș, cu zâmbet, cu bujori în obrăjor, în straie ca moșilor, în mâini cu drapelul tricolor ca la 1918, au început marșul cu un moment de reculegere în fața casei memoriale în care s-a născut ilustrul om politic, artizanul Marii Uniri, Iuliu Maniu. Impresionantul marș, atât ca număr, cât și ca trăire, a avut ca punct final memorialul Iuliu Maniu sau Sfinxul de la Bădăcini. Ceremonialul din fața memorialului a culminat cu înmânarea drapelului orașului de către primarul urbei, inginer Septimiu Cătălin Țurcaș, pilotului de paramotor Alexandru Dande. Drapelul o să ajungă din orașul din care s-a născut Iuliu Maniu la Alba Iulia, în orașul în care s-a înfăptuit Marea Unire, a afirmat primarul orașului Septimiu Cătălin Țurcaș. La mulți ani în România, la mulți ani români de pretutindeni, la aniversarea centenarului Marii Uniri. Pentru dumneavoastră, Diana Teieru. Thank you.
prezentă, dragi tineri. Cine suntem noi, tineri și copii minunați, învățătoare, profesori de la grădinițele și școlile din Cineu Ivan. Grădinița cu program prelungit numărul 2, grădinița cu program prelungit numărul 3, Școala Gimnazială Silvania, Școala Gimnazială Horea, Școala Gimnazială Bator István, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă, Liceul Tehnologic Ioan Osian, Colegiul Tehnic Iuliu Maniu și Colegiul Național Simeon Bărnuțiu. De ce suntem noi azi aici? Am ales să fim în jurul memorialului Iuliu Maniu, din dragoste pentru unire, am ales să sărbătorim azi România. Ca de fiecare dată, alături de noi este domnul primar Septimiu Cătălin Țurcaș, pe care îl rugăm să ni se adreseze. Onorată asistență, dragi cadre didactice, dragi elevi, stimați invitați și participanți, este o zi cu mare emoție și stăteam să mă gândesc oare când am văzut atâta lume adunată împreună în orașul nostru și m-a ajutat Mugur, mi-a spus atunci când a fost prezent Corneliu Coposu în Șimleul Silvaniei în anii 90. În primul rând, vreau să vă mulțumesc din suflet pentru că demonstrați astăzi că suntem un oraș al școlilor. Se tot povestește despre acest lucru și poate unii o iau ca o glumă aceasta, că Șimleul, un oraș relativ mic, se numește oraș al școlilor. Dar desfășurarea de forțe pe care ați reușit-o astăzi aici, în această zi aproape de cea mai importantă zi din istoria poporului român, 1 decembrie 1918. Aici, în fața Sfinxului de la Bădăcin, care de fapt s-a născut în Șimleu. În casa din fața căruia am pornit. Mă face să fiu fericit că sunt primarul dumneavoastră. Sigur, acest sentiment de unitate este demonstrat când toate școlile din Șimleu, și aș vrea să accentuez acest lucru, toate școlile din Șimleu și grădinițele, evident, sunt prezente astăzi aici. Asta demonstrează unitatea șimleoanilor și respect pentru sărbătorile care ne sunt comune. Vreau să vă mulțumesc din suflet când văd atâtea baloane colorate și atâtea steaguri ale României. Simt cu adevărat că se apropie 1 decembrie. Pentru această zi, cu ajutorul unui prieten din Marghita, vrem să transmitem un mesaj din orașul lui Iuliu Maniu, în orașul în care s-a citit Unirea, și am să-l invit pe domnul Daniel de la Marghita să îi ofer steagul orașului Șimleu. Dânsul îl va duce în zbor, va face o tură, dacă o să vedeți un steag mare al României deasupra Șimleului în următoarea oră sau poate oră jumate sau poate 40 de minute, să știți că dânsul este și va duce simbolic acest steag din orașul lui Maniu în orașul Unirii. Poftiți, domnul Daniel! Vă mulțumim și vă mulțumesc încă o dată din suflet dumneavoastră pentru această acțiune de forță și această acțiune de suflet în același timp. Mulțumim, domnule primar. Urmează momentul în care elevii școlilor, elevii grădiniți, preșcolarii, școlarii, împreună cu directorii instituțiilor de învățământ, vor depune buchete de flori. Thank you.
mulți ani, oameni frumoși, la mulți ani, România! Orașului în care s-a născut Iuliu Maniu, în orașul Unirii, în Alba Iulia. Vă mulțumesc! O deosebită plăcere din partea mea să pot reprezenta ca mesager al orașului Șimleu pentru centenar. Mulțumim mult! Mulțumim!